Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru portalul 3A3A. Pentru că, pentru etalarea, pentru martie, am uitat să vă dovedesc că a venit într-adevăr primăvara. Iată, folosesc acest prilej să vă dovedesc. Da, sunt ghiocei de munte aproape din zona mea, din grădina, nu grădina mea, că nu mai am ghiocei, dar ia uitați ce mari și viguroși sunt. Bine, eu în general am mâna mică, dar ăștia sunt mai mari ca mâna mea. Uitați ce frumoși sunt, ce sănătoși, crescuți la aer, curat, curat. Vă doresc o primăvară frumoasă tuturor, bărbați, femei, tineri, bătrâni și, cum am spus, tinerețe fără bătrânețe. Acum e un portal foarte important, foarte important. De fapt, toate portalurile sunt importante, dar acesta are ceva totul special. Pentru că este 3, a treia, merge pe vibrație de 3 și de 6, împărăteasa și îndrăgostiții. Dar adăugăm în plus 7, 2023, faetonul. Cu alte cuvinte, dragostea dintre voi și cineva trebuie să ajungă într-un punct de lumină, steaua. Am zis, faetonul merge către stea. În cât timp, nu e obligatoriu anul viitor. Dar sau peste 2 ani, dar dragostea dintre voi și cineva foarte special, nu trebuia să zic asta, dar probabil că așa trebuia să zic. Adică nu era programat să zic lucrul ăsta, dar probabil că așa trebuia să zic acum. Dragostea dintre voi și cineva foarte special, pe care urmează să-i întâlniți în cazul în care nu i-ați întâlnit, va străluci în lume. Însă, revenind la ceea ce era în plan să spun, 3 și cu 3 înseamnă 6 și cu 7, 13. Acest portal ne transformă radical, pentru că 13 înseamnă în tarot moartea, moarte și renaștere. Despre asta vreau să spun câteva cuvinte la început, înainte să alegeți. Între timp aveți timp să vă alegeți. Ia să vă pun, să vă arăt mai bine. Prima variantă, acest medalion. E un roșu închis, oare se vede? Nu știu cât se vede. Da, e un roșu, se vede, da? Se vede, da? O inimă de sodalit. Și am vrut să fie 3 tipuri de bijuterii, că vorbim de 3, de frumusețe, de împărăteasă, de Venus. Și fiecare să reprezinte ceva. Acesta este un medalion, aceasta este o broșă și m-am tot gândit, am tot căutat să dea cât de cât bine și cromatic, să nu fie ceva strident, să fie dincolo de intensitatea culorilor, primelor două culori. Am ajuns la concluzia că pentru numărul 3 aceasta este brățară. Aceasta este o brățară. Brățară. O studiați bine, da? Înainte să alegeți. Eu am simțit nevoia să o pun așa, nu de alta, dar din mai multe motive. Voi, în timp ce vorbesc, scuzați-mi zgomotul, vă puteți gândi ce vreți să alegeți. Spuneam că 3 înseamnă împărăteasă. Creștere, abundență, dragoste, dragoste profundă și dragoste și respect față de voi. Și nu doar față de voi, odată ce simțiți această dragoste și o creșteți continuu și o desfășurați, o întindeți ca un stejar care își întinde crângile în jur și protejați pe cei din jurul vostru, vă atrageți perechea. Pentru că 3 și cu 3 înseamnă 6. Doi oameni care sunt în iubire se echilibrează. Dar dacă nu sunt încă doi oameni, echilibrul trebuie să fie în voi, pentru că am mai spus de-a lungul timpului, îndrăgostiții reprezintă energie feminină și masculină, dar în primul și în primul rând în noi, apoi noi în echilibru atragem relații echilibrate. Deci, 3, 6 și apoi 7. Faetonul, am spus. Determinarea de a avea victorie, de a transforma în bine, de a
crea ceva durabil, de a crea ceva strălucitor, ceva care să ajute măcar o comunitate cât de mică. Unii mai mari, alții mai mică, unii veți ajuta mai mulți oameni, alții mai puțini. Important este să ajutați și separat, dar repet, ajutați în echilibru și împreună cu cineva foarte special. Dar repet, ca să vină acel personaj special, începeți. Începeți să vă iubiți, să vă echilibrați și să acționați în jurul vostru cu iubire. Am spus, 6 și cu 7 înseamnă moartea. Veți încheia, mulți vom încheia un ciclu. Vom renunța la un trecut sau la lucrurile care ne-au rănit, având această conștiință. Pentru că 3 ține și de Mercur, nu doar de Venus. În tarot reprezintă împărăteasa, dar în astrologie 3 reprezintă comunicare. Comunicăm în adevăr, în dragoste, în dorința de a colabora și de a construi și uite așa transformăm și viața noastră și a celor din jurul nostru. Bine, puteți să meditați mai mult, fiecare, pe cont propriu, vă veți găsi răspunsurile de care aveți nevoie. Eu am făcut o mică introducere. Acușica, dacă voi v-ați ales, este minunat. Eu îmi continui prezentarea. Hai să vorbim despre numărul 1, cei care ați ales acest medalion. Se vede? Vedeți că e roșu? Vedeți? E un roșu foarte închis. Așa mai scorpionesc. Dar știți ce simt eu în acest moment referitor la acest medalion? Simt că sunteți trăiți în două lumi paralele. Cercul este o lume în tarot. În două lumi paralele. Una interioară și alta exterioară. Însă, ce frumos, vedeți? Cea interioară radiază înspre exterior. Seamănă un pic exact cu conceptul. Acum simt interesant. Eu cred că o să port mai des acest medalion. Seamănă cu, ca și concept, cu felul meu de a vă saluta, soare în suflet. Soarele din sufletul vostru radiază în exterior și radiază pasiune și prețiozitate. Aș spune că unii dintre voi ați înțeles că sunteți totuși, aveți ceva special și în special, ia mă repet, vreau să spun, aveți ceva special și acel special este de fapt conștiința voastră că sunteți formă de divinitate. Nu musai că voi sunteți mai valoroși din punctul lumii de vedere decât alții. Nu e vorba de așa ceva. Este vorba de o prețiozitate pe care o simțiți în conexiunea voastră cu divinitatea. Asta vă face special. Conexiunea voastră cu lumea spirituală, aceea înaltă, pozitivă. Că există și lumea spirituală de joasă vibrație. Și această prețiozitate pe care ați regăsit-o, nu știu în cât timp variază de la om la om, sau poate urmează să o regăsiți, sau poate urmează să întâlniți, sau ați întâlnit un personaj care rezonează cu ceea ce spun despre acest medalion. Însă, hai să zicem despre voi. Dacă ați descoperit acest lucru, veți începe, în cazul în care n-ați început, să oferiți din această unicitate și din darurile pe care le-ați primit. Fiecare bobiță e un dar și sunt multe daruri. Și cu cât oferiți, vedeți voi, aici este, nu știu, nu stau să le număr, poate altă dată, aici sunt niște cristale. În exterior sunt mai multe. Cu cât oferiți, primiți și mai multe daruri. Era un citat în Biblie. Bine, noi avem o vorbă, dar din dar se face rai. Dar era un citat,
să încerc să-l caut. Poate îmi scapă totuși ceva, însă ideea era că cel care are, celui care are, îi se va mai da. Celui care n-are, îi se va lua. Știu că pare nedrept, dar dacă vă gândiți din perspectivă spirituală, cel care refuză spiritul divin, îi se iau și calitățile acelea pe care le-a avut la început, încet, 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 încet. Cel care acceptă divinitatea, apropo de poezia pe care am spus-o zilele trecute, chiar vă recomand să o reascultați. Puteți să săriți peste peste discursul meu despre viața mea de zi cu zi. Și să mergeți direct la numărul 15 și să ascultați la minutul 15, să ascultați poezia. E vorba de libera voință și constrângerea divină. Cei care ați acceptat această legătură și constrângere divină, vă veți îmbogăți. Iar am vorbit mult, sper să vă placă și să vă fie de folos. Hai să vedem situația în care sunteți. Uf! Vai, ce frumos, flying! 20! Am zis sunteți, vedeți aici este un labirint sau sunt cercuri, în cercuri, în cercuri. Este o lume materială, exterioară și aici voi zburați spre lumea voastră interioară și în primul rând renașteți, 20. Renașteți. Și sunteți, intrați într-o perioadă în care întâi și cum manifestați mișcare, vă eliberați de niște situații neplăcute. Dar vă eliberați cu pași mari. Vă mișcați cu pași mari. Într-o direcție care vă aprinde ideile, creativitatea. După o perioadă probabil de solitudine, apropo de 13, de ce am zis mai devreme, dar în această singurătate asumată, ați văzut lucruri, ați simțit lucruri pe care probabil că nu vă așteptați să le vedeți, dar iată v-a ajutat sau vă ajută să renașteți. Sunteți în plin zbor, aș spune. Flying. Unii sunteți mai aproape de zona materială, alții mai sus, dar sunteți în plin zbor. Și acest căluț, poate unii sunteți în semnul calului, nu obligatoriu, dar vă transformă acest zbor. Învățați să fiți creativi, apropo de împărăteasă. În această transformare, învățați să fiți creativi. Câteva explicații despre acest zbor, despre acest 20. Hai, clarificăm. Flying. Am spus că e un labirint jos. Vă detașați și nu doar că vă detașați. În această eliberare chiar vă transformați, pentru că 20 judecata și renașterea. Vă ridicați deasupra unor situații în care ați simțit că v-ați pierdut, că labirintul, în labirint te pierzi, da? V-ați pierdut direcția, misiunea, cum am spus la un moment dat despre stea. În transformarea aceasta veți merge către o misiune mult mai înaltă. Veți descoperi. Neobligatoriu. Poate unii dintre voi o știți deja, alții urmează să o descopere. Însă e un portal foarte, aș spune, pozitiv. Clarificăm 20, te rog frumos. Ah, interesant, ok. Asta, asta și asta. E, 3. Vedeți? 2, 3. Posibil de la portalul 2 a doua ceva... Să zic, mișcarea voastră de eliberare s-a accelerat. 7 de cupe, 2 de monede și 3 de monede. Ah, interesant, vor să vină și aceste două cărți. 10 de cupe și 9 de foc. Exact ce am zis mai devreme. Între cer și pământ. Între cer și pământ sunteți. În plin avânt. În plină eliberare și transformare. Cred că acestea vin după.
cu 7 de cupe și 2 de monede, care jonglează diferite ouă. Oul este simbolul lui 3, ca și împărăteasă, pentru că împărăteasa reprezintă mama și la bază este oul, da? Mama generează oul și îl gestează cu răbdare. Însă aveți vreo 4 ouă. Bine, am zis așa, vorbesc mai simplu. Poate că ați jonglat între 4 concepte, nu neapărat 4, 2, 3, în fine, 10, mai multe concepte. Mai multe posibilități, pentru că oul reprezintă un potențial. Ați jonglat, încă jonglați, între mai multe potențiale. Și 7 de cupe înseamnă și opțiuni, nu doar confuzii. Însă, aici este o chestiune de care aș spune că trebuie nu numai să vă eliberați, dar să vă da, merge și acest cuvânt, eliberare. Pentru că 7 de cupe și 2 de monede vă țin în acest labirint. Vă țin aceste multe opțiuni, posibilități, situații, relații, eu știu ce vreți voi. Dar vedeți voi, ca să le faceți față, totuși, dacă vreți totuși să le manifestați pe toate, că poate sunt concepte. Unul, da, unul să zic, reprezintă dorința, dau exemplu, ca la mine, dorința de a face o carte, dorința de a face o expoziție, dorința de, eu știu, a crea frumos în jurul meu, dorința de a ajuta oamenii, sunt multe, da? În cazul în care aceste concepte considerați că sunt totuși importante și vi se par totuși că vă permit, știți, la acest labirint, sunt jocul acela cu labirintul în care găsești portaluri, apropo de portal, portițe prin care poți să ieși la liman. Vă ajută să ieșiți la liman din multele opțiuni, multele confuzii în care sunteți, în cazul în care totuși considerați că fiecare are o importanță în transformarea voastră și în creșterea voastră și ascensiunea, că 20 înseamnă și ascensiune, interesant, da? Să nu uităm, foarte important, bine ar fi să vă centrați, vedeți aici este o inimă, să vă centrați, este ca un jongler care trebuie să fie în echilibru ca să le țină pe toate. Și nu vorbesc în sensul negativ, le puteți face față unora dintre ele, nu tuturor, dar unora. Eventual trebuie să să vă centrați și să vă împământați cu 3 de monede. Eventual interesant. Eventual pe unele dintre ele să le sădiți și să lăsați pe Dumnezeu să lucreze și apoi să vă concentrați pe cele care într-adevăr sunt importante și urgente și care au nevoie de energia voastră în această perioadă sau în perioada următoare. Unele dintre ele, pentru că sunt mai mari, mai mici, aceste concepte, aceste dorințe, aceste potențiale, cele mai mici, de-aia zic, încercați să vedeți care sunt cele mai importante. Sădiți-le într-un loc fertil și lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze. Există și o dorință de colaborare a cuiva cu voi, poate și a voastră cu anumite persoane. Și dacă găsiți metodele potrivite și, în fine, și ce am spus mai devreme, aplicați în așa fel încât ca aceste colaborări pe termen lung să vă aducă bucurii, chiar există confirmarea că puteți avea niște reușite. 10 de cupe și 9 de foc. Ascultați-vă intuiția, simțiți-vă emoțiile și deschideți-vă sufletul. În cazul în care voi deja ați făcut, rămâneți în această vibrație înaltă de 10 de cupe în care sunteți conectați la intuiția voastră, sunteți centrați,
aveți răbdare, vă echilibrați emoțiile, vă echilibrați gesturile și cei din jurul vostru, pentru că este energie feminină și masculină, și cei din jurul vostru vor renaște. Odată cu renașterea și ascensiunea voastră și cei din jurul vostru, unii, nu toți, cei cu care colaborați, cei care apreciază oferta pe care o aduceți, nu știu, în prim plan, cei care o apreciază talentele voastre, eu știu, ce trebuie să aprecieze la voi. Aceia vor ascensiona mai devreme sau mai târziu prin colaborarea sau apropierea de voi. Colaborarea cu voi sau apropierea de voi. Însă voi trebuie să rămâneți în 10 de cupe. Sau să ajungeți în acest 10 de cupe, 10 de ape. Satisfacție că ați făcut ce ați avut de făcut, v-ați hotărât ce urmează să faceți și ce considerați că mai poate fi așteptat sau nu așteptat, amânat, le puneți într-un loc sigur sau le sădiți, am zis mai devreme, le sădiți într-o glie fertilă. Și vedeți, aici este o floare. Repet, ce lăsați, acele lucruri pe care le lăsați și în voia Domnului, vă vor aduce mari surprize la un moment dat. Nu știu musai dacă în această perioadă sau în timp, însă aceasta este energia de moment. Aceste cărți clarifică această ascensiune, renaștere, eliberare de un labirint, de confuzii, de prea multe lucruri. Însă, repet, în acest labirint există totuși portaluri, portițe. Și nu rațiunea trebuie folosită, cât intuiția. Hai să vedem unde sunteți. Acum găsiți-vă, poate este vorba de persoana cu care aveți de-a face sau o persoană din preajma voastră, poate este vorba de voi. Unde sunteți? 9 de cupe, îndrăgostiții și rebelul, interesant. Lăsați dragostea să vă ghideze. Dragostea și intuiția. Și cei care până acum n-au înțeles exact aura voastră, energia voastră, dorințele voastre de a crea și aia, așa, 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 de a ajunge la 10 de cupe, dintr-un anume obicei de a se bucura de viață, un anume confort. Cred că, repet, aceea prin energia pe care o emanați, apropo de soarele interior spre exterior, și ascensiunea pe care o veți simți și voi și cei din jurul vostru, aceia vor îndrăzni totuși să rupă lanțurile confortului. Aici este un rebel, este împăratul, de fapt. Și să devină și ei mai buni, să înflorească. Interesant că apare totuși sub 3 de monede. Hai să pun așa cărțile. Sub 3 de monede. Vedeți? Îndrăgostiții reprezintă alegeri, 2 de monede, o stare de n-aș spune dezechilibru, dar e importanța de a avea echilibru. Dacă dragostea pe care o trăiți
v-a ținut într-o confuzie, într-un labirint. Încercați să aplicați ce am spus mai devreme și la nivel romantic, sentimental. Și acel rebel să fiți chiar voi. Ei, în voia Domnului să crească. Pentru că flying, repet, ține de și movement. Ține de eliberare. De scătușare. N-ai cum să zbori dacă ești în lanțuri. Dar uneori, confortul te ține în lanțuri. Interesant, la capătul setului de cărți aveți proiecții. Unul dintre voi vede dincolo de proiecții, altul încă s-a lăsat, până acum cel puțin, s-a lăsat influențat de iluzii de confort, de confuzii, de opțiuni, dar acum este o nouă viziune interesant și apare integrarea. Trebuie să integrați aceste noi viziuni și dorința de... Iau, și asta seamănă un pic cu renașterea, vedeți? Când acum stai jos în labirint, în situații neplăcute, în confuzii, cineva v-a ținut în confuzii din cauza comodității, din cauza egoismului. De ce să mă deranjez? N-are rost, da? Dar când vezi pe cineva care e animat de dorința de a crea, de a face, de a aduce bucurie în jur, mai devreme sau mai târziu, cei, repet, din jurul vostru se vor inspira. Nu e un phoenix. Sunt și niște aripi aici. Cineva care renaște. A spune chiar, pentru unii, ar putea să fie energia divină care se trezește dintr-o energie prea materialistă, prea terestră. Dar prin puterea exemplului, către ce mergeți? Am văzut 10 de cupe și 9 de foc. Determinare. Determinare, înflorire, reactualizare, strălucire și în interior și în exterior. Dar, odată, ce mi-apare? Asul de cupe. Îl pun deoparte? Îl pun deoparte. Către asta mergeți. Către vindecare, către o nouă dragoste, către... Odată. Și vedeți, aici sunt doi nuferi. Doi oameni care s-au transformat greu, greu și urmează să se întâlnească. Dar totul ține de voința divină, în timp divin. Unul probabil e deja înflorit, celălalt urmează să înflorească, în timp divin. Regina de bute, cavalerul de bute, 8 de cupe. O să clarific 8 de cupe totuși. La capătul setului de cărți, 3 de bute și marele preot. Da, repet, independența voastră inspiră pe cei care sunt prea confortabili, care stau în niște tradiții care nu mai sunt potrivite pentru aceste vremuri. Tradițiile sunt bune, dar ceva trebuie schimbat, că e 5. 5 înseamnă schimbare. Dacă știți cu împăratul și cu marele preot că aveți de-a face cu un personaj ori căsătorit, ori într-un contract, ori într-o familie care, eu știu, impune un anumit stil de viață și posibil este și drum distanță între voi. Voi concentrați-vă, dragii mei, dragele mele, pe independența voastră, independența voastră. Iau de 10, un personaj căsătorit și un personaj independent. Concentrați-vă. Și dacă personajul acesta, comod, confortabil, confuz, va crea probleme, v-a ținut în labirint, v-a ținut în 3D, eliberați-vă, rupeți lanțurile. Am zis, rebelul, puteți să fiți chiar voi. Eliberați-vă de 8 de cupe, rebelul. Lăsați ce ați sădit în acel personaj acolo și Dumnezeu va face ce consideră de cuvință.
Pentru că văd atracție cu cavalerul de bâte foarte mare, dar acest personaj e totuși un cavaler. Ca să ajungă rege, durează, trebuie să lupte, să aibă câteva victorii măcar. Nu mai zic că să ajungă împărat. Și atunci, lăsați-i pe ei să-și descopere dragostea, lumina, ce au ei de descoperit în timpul lor. Voi vindecați-vă și posibil o nouă dragoste să apară. E un mesaj separat de cele trei. Vedeți cărțile? Vedem o carte totuși pe 8 de cupe, spre ce mai aveți. 8 de cupe. 8 de cupe lasă în urmă cupele goale. Schimbare 10, că tot am vorbit de schimbare, schimbare de energie, mișcare. 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 Și o luați de la zero. Într-o direcție creativă, spirituală, care vă va aduce multe satisfacții și veți descoperi că aveți acest foc interior pe care probabil nu credeți că l-aveți. Chiar dacă vă știți pasionat, chiar dacă vă știți determinați, veți descoperi multe, exact cum am zis mai devreme. Sunt multe calități în voi, dar cu cât împărtășiți, veți descoperi și mai multe. Vi se vor oferi și mai multe. Și cine a fost în zona de confort și a încercat să creeze confuzii, să manipuleze, își va cere scuze la un moment dat, cumva, sau măcar universului, voi vă vedeți. Ia uite, renașterea, 20. Renașterea. Voi manifestați din suflet, valetul de cupe, așa simt să-l citesc, din suflet, manifestați din suflet acest zbor, această ascensiune, acest zero. Și vedeți, sunt doi de zero. Și zero este și lumea, încheiere de capitol, zero este și acest nou capitol. O dată, de două ori, mesaj de la îngeri. Dragostea face diferența. 31. 31, 4. Veți descoperi că dragostea din voi vă reechilibrează, nu dragostea altora. Și cei, repet, cei care se conectează la această vibrație despre care am vorbit, vor ajunge să înțeleagă ceea ce voi deja știți. Acum, repet, sper să vorbesc despre voi cât mai mulți. Dacă întâmplător nu sunteți voi în această vibrație, cu siguranță aveți o persoană în jur care e în această vibrație, care inspiră, care vindecă. Cărțile de monede, foarte materialist, labirintul, material. Avem o carte pe roata norocului. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, trei de cupe. Bucurie. Întâlnirea cu cei care sunt ca voi. Cei care vor să ascensioneze, cei care vor să se bucure de energia lor divină. Vedeți? Fiecare are aură. Are o aură. Are o cupă pe care o protejează, astfel de cupe. Cupa lor, sufletul lor îl protejează. Exact. Vă protejați darurile, dar și oferiți dar cu măsură. Nu oricui. Sădiți, udați un pic și restul, Dumnezeu știe. Sfat, hai să mai vedem totuși în sfat. Iar am vorbit mult, poate prea început, să dați și viteza, să zic, o leacă mai repede, dacă vi se pare că vorbesc prea rar. Uneori am nevoie și eu de timp să mă conectez la ceea ce mi se trimite. Concentrați-vă pe pozitiv. Concentrați-vă pe pozitiv, pe proiectele acelea care sunt mai urgente, care vă ajută să creșteți, să vă transformați, și pe cele care vă obosesc și vă dezechilibrează, că aveți prea multe, repet, sădiți-le. Sunt colaborări și colaborări. Cine nu se implică într-o colaborare, că am văzut aici confortul, lăsați-i stand-by și se vor trezi. Dacă se vor trezi. Voi eliberați-vă de ceea ce vă constrânge.
Și iar revin la poezia pe care am citit-o acum 2 zile. Constrângerea divină și liberul arbitru. E atât de profundă încât aveți încredere că totul va fi bine. Da, repet. Dumnezeu se va ocupa de câteva proiecte ale voastre care poate sunt în stand-by sau urmează să fie lăsate în stand-by, că aveți niște priorități. Concentrați-vă pe pozitiv. Sper că v-a plăcut. Chiar dacă, uite, lăsați fricile deci să se dizolve sau lăsați oamenii să-și vindece fricile și în ritmul lor. Știți cum e? 22, interesant, lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Poate important 22 pentru cineva. Știți cum, ce vreau să spun? De frici. Că vrem să vindecăm, a apărut împărăteasa. Ia uitați-ne, schimbare de energie către abundență, energie feminină divină. Și împăratul să vină în timpul său, voi aveți multe de creat, de generat, de oferit în continuare. Cei care au frici, care au traume, uneori trebuie să le lăsați timp, e ca și când mergi la doctor. Am meditat un pic, mi-a venit ideea asta de câteva zile. E ca și când mergi la doctor și cineva spune că ai o problemă, dar poți să aplici cu tare tratament. Unii imediat îl aplică tratamentul, iar lumea, apropo de ce am zis mai devreme, alții au nevoie de ceva timp să înțeleagă necesitatea tratamentului sau felul în care va fi aplicat și alții nu vor îndrăzni niciodată să aplice tratamentul respectiv. Așadar, dați-le timp. Dați-le timp celor care au traume. Pentru că unii s-au obișnuit să trăiască în traume și n-aveți ce să le faceți. Haide, până amestec eu cărțile, să vorbim despre numărul 2. Cei care ați ales această inimă de sodalit. Este o broșă. Broșa stă cam la nivelul inimii. Chakra inimii. Și interesant, aveți și inimă. Dar o inimă albastră, un albastru închis. Pentru mine acest albastru simbolizează chakra 6-a, al 3-lea ochi, viziunea. Dar ceva se scindează, vedeți, ca un trăsnet. Între ceea ce ați văzut până acum și ceea ce urmează să descoperiți. Posibil cineva, sper că nu voi, dacă a fost o separare între voi și cineva, pentru că această dungă ca un trăsnet, dacă a fost o separare, posibil să scindarea, separarea despre care am vorbit, să aducă o nouă viziune ambilor, nu doar voi, nu doar lor, ambilor, și această nouă viziune să permită, apropo de a șasea chakra, să permită reuniunea dintre voi. Posibil că a durut. Probabil că ceva din sufletul unuia dintre voi s-a rupt în momentul în care s-a produs scindarea. Dar asta nu înseamnă că nu vă puteți reuni. Pentru că știți bine, în viață experimentăm, trăim multe traume, multe răni. Le vindecăm pe unele dintre ele, pe altele niciodată. Însă, putem trăi în continuare. Și cu cicatrici, și cu răni. Suntem mai puternici decât părem sau uneori ne dăm credit că am putea să fim. Suntem mai puternici. Și dacă e totuși un gol, o amintire a acestei separări, e bine să rămână, tocmai ca să nu mai experimentați acea durere, acea greșeală, acel ceva. Și poate în timp acel gol va fi acoperit. Nu știu, rămâne de văzut, dar deocamdată golul acela există. Asta, repet, nu înseamnă că nu vă puteți reuni, asta nu înseamnă că nu puteți trăi în continuare. Da, se poate în continuare. Dacă cineva a avut inimă de piatră,
Piatra aceasta se poate șlefui. Nu e chiar atât de piatră. Da? Și nu e chiar așa o problemă să ai inima de piatră, pentru că e uite, interesant, apare 44 și vorbim și apare puterea. Chiar susține apropo de piatră. Piatra aceasta este neșlefuită, aici este iar pământul, piatră, materie, șlefuit. Dar șlefuit de Dumnezeu, șlefuit prin mișcare. 4 și cu 4, poate că amândouă persoanele sau amândouă situațiile sunt destul de greu de urnit, dar în momentul în care se vor uni, se vor apropia, se vor transforma. Că 4 și cu 4 înseamnă 8, moarte și renaștere, transformare. Se va crea ceva mult mai interesant. O energie feminină, aș spune, că iese din această reuniune sau regăsire sau relipire. Zic re. Poate e prima lipire, nu știu dacă e relipire, dar în fine. Cât o fi de corect, uneori chiar nu-mi bat capul. Însă, hai să vedem. Important e să transmit mesajul, da? Și dacă eu mai fac greșeli, lăsați mesajul să domine, nu greșelile de exprimare sau de ton. Unde sunteți? Situația. Și apoi să o clarificăm. Dacă vorbesc mai rar decât de obicei, dați-mi, vă rog frumos, accelerați viteza pe 0,25, 0,50, cât vreți voi. Unde sunteți în această perioadă? Ce frumos! Măi, nu întâmplător am vorbit de vindecare, ia uite, atingerea care vindecă și care doare. Doare și vindecă în același timp, apropo, de ce am zis mai devreme. Rămâi, deci poți să te vindeci, dar să rămâi cu cicatrici. Și uneori e momentul în care atingi acea cicatrice, încă te mai irită, e pielea mai sensibilă, e ceva acolo care te face să zici, auci, ceva ce te sâcâie. Dar asta nu înseamnă cum te poți vindeca. Te rog, Mora, lasă-mă în pace să lucrez. Unul probabil are durere de cap, celălalt vine cu soluția. Eu știu, algocalmin, saridon, ce are? Da, 3 și cu 8, cât înseamnă 12. A fost o stagnare, repet, amânare necesară ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, că 12 înseamnă altă perspectivă, să vă găsiți credința și viziunea, o nouă viziune, exact, o altă perspectivă, o nouă viziune, al treilea ochi. Ia uite, 13. Și totuși, dincolo de acest 13, veți fi iar împreună. Vă veți bucura. 8, apropo. Deci am zis la 44. Veți fi iar apare inima. Două inimi separate și apoi una regală împreună. Veți fi impresionanți. Și zic împreună pentru că cred că e vorba totuși de voi și altcineva. Că e familie, că e coleg, colegă, că e dragoste, romanță. Voi știți sau veți descoperi după însingurare. Dar, repet, însingurare necesară ca să vedeți, dincolo de proiecții, care este adevărul. Dintre cele două imagini, care este cea adevărată și cea care pare adevărată. Și dacă mai durează până vă regăsiți, durează, pentru că 3 și cu 3, 6 înseamnă dragoste, îndrăgostiții, durează pentru că ori unul, ori celălalt, ori ambii încă mai aveți ceva de adăugat la această schimbare de viziune. Ia clarificăm, te rog frumos. Această healing, the arch. Unul are puterea de a-l vindeca pe celălalt, dar vedeți voi cum stă vulpița asta, nici nu vrea să arate, stai așa cu boticul în sus. Nu, pe mine nu mă doare capul, dar de fapt are capul. Cineva probabil că poartă fest mai des, nu știu. Clarificare. Emoții versus intelect.
o dată, de două ori și de trei ori. La numărul 1 nici nu mi-a permis să tai, că au venit destul de repede cărțile. Hai să facem așa, 3. 7 de băte. 9 de spade, apropo de dureri de cap, de griji, de stres, de suferință, iar probleme. N-aș spune musai mentale, griji, stres. Cineva are dureri de cap sau... E al treilea ochi care încă nu s-a deschis, cel puțin al unuia dintre voi. Al unuia dintre voi. Dar urmează că apare 8 transformare, 8 de monede. Posibil unul este mai mental cu emoții versus intelect, altul e mai emoțional. Dacă, eu cred că totuși e vorba de două persoane. Dacă n-ar fi două persoane, ar fi calitățile ale voastre, sper, sau ale cuiva pe care, știu, îi știți. Dar să zice că sunt ale voastre, calitățile voastre de a vindeca inimi. Aveți această energie, vedeți? Un glob, energie. Și autoritate cu sceptru. Să lucrați cu materia, cu energia 8 de monede, lucru. Să lucrați cu materia. Apropo de materie de piatră. Și să o transformați. Cum? Nu e vorba doar de lucru fizic, deși piatra e șlefuită, într-adevăr. Dar e o metaforă, până la urmă, e vorba de lucru emoțional și mental. Uite, minte și corp. Între minte și corp, iar mental și material. În plan material, da, piatra se șlefuiește cu diferite instrumente, dar în plan energetic, sentimental, emoțional și intelectual, această piatră, această încăpățânare, se transformă cu răbdare, folosind blândețea, înțelepciunea, pacea interioară. Și iar viziunea, vedeți? Al treilea ochi. Și, repet, chiar dacă nu e vorba de o relație, poate să fie vorba doar de voi. Poate și voi ați experimenta dureri. E o chestie care mi-aduce aminte de Chiron în astrologie, cel care a suferit și știe să-i vindece pe ceilalți. Și ați învățat să vă eliberați. Și ajutați și pe ceilalți să se libereze. Pentru că mentalul e foarte important, da? Să ieșim din pietrificare. Poate cineva are glanda pineală încă pietrificată, inima încă blocată. Poate că și voi ați avut-o într-un anumit context în care v-a stresat, v-au blocat oamenii capacitatea de a lucra, de a manifesta, de a atinge, de a vă exprima, dar v-ați transformat. V-ați găsit un echilibru. Și acum urmează să-i vindeca și pe alții. Eventual, relația în care veți intra, repet, e posibil să fie vorba doar de oameni care sunt pe cont propriu, că tot e vorba de solitudine, dar care vor oferi multă bucurie în jur și vor, se vor reuni totuși cu oameni ori asemănători, ori perechea de care aveți nevoie. Spuneam de mental. În minte începe totul. Și suferința, și bucuria, și vindecarea. Și lipsa credinței. Aici este un univers. Este un alt univers. Minte și corp.
Dați-mi voi un pic să simt această carte. Cel sau cea care este încă nevindecat este foarte influențat de o energie negativă. Și din cauza aceasta este defensivă. Eventual, repet, dacă ar fi vorba doar de o misiune personală, aveți o putere de a alchimiza și de a transforma energiile din jur, eu asta simt. De a sădi în sufletul oamenilor speranța, dincolo de iluziile în care au trăit, ia uitați. Speranța, o nouă viziune și, repet, dacă nu sunteți voi, este o persoană din preajma voastră care vă poate vindeca. Vedeți, pentru că etalare colectivă și energiile pot fi. Dacă voi simțiți că încă sunteți defensivi, încă sunteți în durere și încă aveți ceva de muncit, de transformat în voi, există acest personaj care e deja în echilibru, care poate să vă vindece. Echilibru emoțional și mental, corp și minte, mens sana in corpore sano. Minte sănătoasă, un corp sănătos, în corpul energetic și în corpul intelectual și apoi se regăsește și în corpul fizic. Hai să vedem situația, prezentul. Că aceste cărți explică, de fapt, prima. Dacă eu, în această canalizare, vorbesc la trecut, la prezent și vă deranjează, îmi pare rău, încercați să vedeți mesajul dincolo de timp, de persoane, pentru că e mai important mesajul decât... micile greșeli, să zic, sau neapărat greșeli. O dată, de două ori, de trei ori. Soarele este sursa sănătății, apropo de și a dragostei. Interesant. Așa vreau să fie, așa vreau să fie. Doi de monede, moment cu moment. Am zis că e energie toxică. Diavolul, conditioning sau codependență și succesul. Aș spune așa, de fapt, moment cu moment, de fapt aici, cu fiecare gând, cu fiecare emoție, cu fiecare clipă care trece în mintea, în sufletul și în trupul vostru, vă puteți elibera de tot ce a fost toxic. Eventual, repet, unii dintre voi puteți să eliberați pe ceilalți, să-i ajutați să se vindece. Că aici este light motivul vindecarea. Auci! Inițial a fost taci. A fost o atingere care, sau este o atingere care poate să vindece, o altă atingere care a provocat durere. Și atingerea cui? Atingerea diavolului, a adicțiilor, a influențelor nefaste, negative, a falsității, a neîncrederii și așa mai departe. Așa simt că este. Doi de monede. Dorința de reechilibrare. Dacă oamenii vor să se reechilibreze, pot prin voi. Dacă voi vreți să vă reechilibrați cu cineva, puteți. Cu răbdare. În echilibru. Sau, dacă nu e vorba de echilibrare, poate să fie pur și simplu eliberare de tot ce a fost toxic și pas cu pas să mergeți către succes. Interesant că acest 6 de bătăți, acest succes, seamănă cu puterea. Sunt două persoane aici. Sunt două persoane. Una foarte puternică care o duce pe cealaltă. Foarte bucuroasă. Tigru. Poate ceva de anul trecut, că a fost anul tigrului,
ceva anul trecut a mișcat această energie înspre vindecare, într-o anumită formă. Iar posibil unul dintre voi, dacă aveți de-a face cu două persoane, sau cu o altă persoană, scuzați-mă, unul dintre voi muncește și călătorește în jurul lumii și are succes. Și din cauza că trebuie să călătorească în jurul lumii pentru acest succes, vin alte mesaje. Voi sunteți chemați să rămâneți în echilibru mental, emoțional, minte, corp, să vă concentrați pe succesul vostru, pe reușitele voastre, să nu cumva, că există posibilitatea, gând cu gând, emoție negativă cu emoție negativă, să nu cumva să intrați în codependență, în frică, într-o energie negativă, să considerați că nu mai puteți să fiți împreună. Dacă vreți să fiți împreună, puteți. Dacă simțiți că se poate, se poate. Dacă simțiți că nu e cazul, vă eliberați pur și simplu. Sper că sunt clară, da? Sper. Iar proiecții, interesant, și la numărul 1 a ieșit proiecții, dar aici avem controlul minții. Ia uite, sentimentul de vinovăție. Cineva are acest sentiment de vinovăție când stă într-o energie negativă, dar e problema lor. Este problema lor. Sper că nu sunteți voi vinovați. Voi sunteți în energia mai echilibrată. Așa sper. Dați-mi voie să sper și eu. Da? Vedeți, aceasta este exact culoarea sodalitului. Poate a trebuit să luați ceva de sodalit ca să vă echilibrați mintea și corpul. Da? Exact culoarea. Și semn de aer. Minte sănătoasă în corp sănătos. Cred că asta ar fi titlul dacă ar fi să fac o etalare separată. Înspre ce mergeți? O dată, de două ori, de trei ori. De moarte și renaștere. Apropo de ce am zis la început, sper că ați auzit mesajul de început, apropo de numărul 13. Relația dintre voi se transformă. Dacă v-ați separat din cauza distanței, din cauza lucrului, din cauza unor intervenții toxice sau unor adicții, sper că nu vă mai stresați și vă eliberați. Și hai să vedem. Că e posibil să renască moarte și renaște. E posibil să renască această situație într-o altă formă mai bună. Vedem. 5 de bâte. Temperanță, apropo de vindecare. Exact ce am spus până acum. Temperanță, vindecare, dragoste, o altă viziune. Și 8 de spade. Iar. A spune că se schimbă energia dacă cel care a stat gândindu-se la dragoste, în vreme ce celălalt s-a separat ca să-și vadă de călătorile sale prin lume, acela va învăța să se echilibreze. Pe când cel care a călătorit se simte legat de această alegere. Oare o-i ființele astea? Eventual, cât călătorește, se gândește doar la voi. Vorbind la modul general, revin la ce am spus mai devreme. Eventual, calitățile de vindecător se amplifică. Învățați mai multe tehnici, moment cu moment, doi de monede, adăugați abilități, studii, conexiuni divine, adăugați mai multe tehnici de vindecare a celor care se simt blocați mental, a celor care sunt conflictuali energetic, minte și corp, minte și corp și spirit. La capătul setului de cărți, da. Iubindu-vă, că avem totuși o inimă, vă regăsiți sursa vieții. Am văzut și soarele. Sursa vieții, sursa iubirii în voi.
Și cei care s-au mințit până acum, posibil să-și întoarcă privirile către voi, să-și dea seama că de fapt dragostea e altfel, dragostea nu este acolo unde o căutau ei. Clarificăm 5 de bute. O dată. De două ori. Te rog frumos să-mi lași în pace. Unul dintre voi l-a refuzat pe celălalt. Ia-te judecata. Te rog frumos să mă lași în pace. Da, a fost un refuz. Cineva a refuzat dragostea, a refuzat vindecarea. Sau poate că ați refuzat să vă... A fost o scindare. Ați refuzat să stați în preajma unei energii toxice tocmai din dorința de a fi în echilibru și de a vă păstra sănătoși. Te rog să mă lași în pace. 8 de spade. O dată. Nu. Ia uite, 8 de spade s-au mințit. Sau au mințit. Clarificăm. Regele de pute. Multă pasiune. Aș spune obsedantă. Dar e pasiune... Repet, un personaj este mai vindecat și a dat timp în această, repet, pauză, solitudine, să se vindece și și-a găsit echilibru și capacitățile interior și capacitățile de vindecare și celălalt încă mai are de descoperit. Și în momentul în care va descoperi ce trebuie să descopere, va dori o împăcare. Cu? Va fi o reuniune, dar sub ce formă? E greu de spus acum. E greu de spus acum. Important e că vă veți reuni la un moment dat cândva. Și repet, cum am zis la început, acel gol, acea rană, acea cicatrice se va mai simți. Important este să puteți face ceva concret până la urmă, până la final. O dată. Ia. Două să vină. Ia. Cel care încă întârzie în acest context, vindecarea, reuniunea, trebuie să învețe să demonstreze dragostea și să ofere. Parte din transformarea asta e o perlă. Perla înseamnă transformare, alchimie și așa mai departe. Alchimizare. Ia, uite, I love you. Dincolo de măști. Vedeți? Dincolo de măști există dragoste. Posibil va fi o declarație de dragoste la un moment dat. Dar important este ca voi, 20 renașterea, important este ca voi să vă iubiți. Ia uite, să vă cunoașteți valoarea. Cunoașteți-vă valoarea. Cam atât. Sper că... și să iertați. Sper că v-a plăcut. Da, vorbesc un pic mai rar. Uneori vorbesc mai repede, alteori mai rar. Mai ales când am altfel de mesaje. Am încercat în această prezentare să vorbești din perspectiva unei relații a voastră cu cineva, voi știți cu cine, dar și din perspectivă personală a voastră în relație cu voi și în general. Dacă nu vă considerați pregătiți să-i vindecați pe alții, înseamnă că voi aveți ceva de vindecat și de reechilibrat în voi. Nu uitați! Mens sana in corpore sano. Cam asta ar fi titlul etalării voastre. Mens sana in corpore sano. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Altfel nu există. E tot o impresie că sunteți sănătoși, frumoși. Dacă mintea nu e sănătoasă, nici corpul. Chiar dacă arată bine pe din afară. Poartă răni, boli, care oricând pot să revină în prim plan. Mai, sper că totuși v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Numărul 3. Și care ați ales această brățară? Eu am pus-o sub forma unui 8, pentru că așa am fost inspirată. Dar ea, de fapt, este un 0. Este o nouă lume, sau este o veche lume și o nouă lume. 0 este și lumea, încheiere de capitol, 0 este și nebunul, un nou capitol. Însă, ce să se încheie acest 8? Să se rupă karma. Dacă considerați că aveți karma grea, unul cu celălalt, rupeți-o și începeți un nou capitol. Dacă unul dintre voi are o altă karmă grea cu altcineva, vedem cum se poate rupe acea karmă ca să se manifeste un început.
În continuare, această brățară are bubițe negre și încă câteva bubițe colorate. Unul dintre voi, repet, și zic voi pentru că eu cred că e vorba de voi în relație cu cineva. Bănesc că atunci când ați ales numărul 3, ați avut totuși undeva în sufletul vostru un gând pentru cineva. Unul dintre voi este într-un întuneric, celălalt e în echilibru sau măcar încearcă să se descopere, să se echilibreze în cele 7 chakre. Este într-o energie spirituală, în culoare, în lumină, pentru că lumina înseamnă culoare. Dar, interesant, împreună, totuși, vă echilibrați. Da. Pe termen lung, acest echilibru, nu știu cât poate să dureze, de-aia zic că trebuie să vă eliberați, sau cel puțin persoana care e în întuneric să se elibereze de karmă. Sper să mă țină bateria. Hai, curățăm cărțile, că am vorbit cam mult. Situația generală. Oh, unde sunteți? Au venit 3 cărți. Și la voi a apărut solitudine, interesant, și 33. A apărut și la numărul 2, dar în altă poziție. Puteți să ascultați ceva. Iau extraordinar, și am amestecat în fața voastră. Aceleași cărți, dar în alt context. 13, moarte și renaștere. Celălalt e însingurat, e în umbră, e... Te rog să mă lași. Sper că nu s-a decalat sunetul, pentru că se întâmplă uneori. Dacă s-a decalat, îmi cer scuze și probabil că are vreo legătură. Se decalează și energiile între voi. Sper că nu, totuși. Da. 13, moarte și renaștere. Pe când unul e în culoare. Am zis, unul e în umbră. A trăit în proiecție, trebuie să învețe. Să fie autonom și să fie, să-și descopere lumina. Celălalt deja a descoperit lumina. Pentru că sunt două cărți, cred că fiecare reprezintă două persoane. Dacă ar fi să vorbim despre voi, voi vă transformați în singurătate și vă eliberați de karmă. Și mergeți către echilibru. Vă eliberați de acest întuneric. Într-o formă. Nu spun cum, pentru că variază de la om la om. Poate pur și simplu, e o altă conștiință. Nu că-i judecați, nu că-i acceptați. Pur și simplu, vă eliberați într-o formă. Și vă dați șansa să trăiți în culoare, în spiritualitate, în lumină. Dacă e vorba doar de voi, într-o legătură. Dacă ar fi vorba de două persoane, repet, una e în lumină, se bucură de viață, dar la mod autentic se transformă și se bucură. Nu de confort, nu de lucrușoare, trebușoare, nu, ci de energia divină din ei. Celălalt încă e în singurătate, încă, trebuie să-și descopere, să se transforme, ia ca când reușesc să le pun, da? La capătul setului de cărți, atingerea care doare și care vindecă. Și am mai spus și la numărul 17, care e numărul stelei, care înseamnă vindecare. Probabil v-ați separat, e Ghostland. Ați intrat pe un teren al fantomelor. Exagerez, sau nu exagerez, dar legătura dintre voi a fost mai mult în spirit și mai puțin în materie. Din cauza acestor diferențe. Probabil că va fi timpul să vă reîntâlniți. Rămâne de văzut. Ca să vindecați ce doare. Dar am spus și la numărul anterior, pentru că aceleași cărți au venit, repet, într-o altă ordine. Auci vine de la touch, atingerea, și doare și vindecă. E, aș spune, dureros de vindecătoare și dureros de plăcută, cu pix of joy, dureros de plăcută, e o contradicție, dar există acest, nu știu dacă voi ați trăit vreodată senzația asta. Dar există senzația asta de durere și plăcere în același timp. Și
și nu mă refer la chestii sadomasochiste, nu, 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 nu. Aș spune că vă doare amintirea trecutului, chiar dacă vă bucurați, ceva de genul acesta. Situația, 8 de cupe și regina de spate. Exact, chakrele. 8 de cupe. Voi vă veți elibera, vă veți realinia chakrele, energiile și veți merge către echilibru interior, către vindecare personală. Cealaltă persoană, dacă nu vrea să se vindece sau nu îndrăznește sau se lasă influențat de logică, de rațiune mai mult decât e normal. Avem nevoie de logică, avem. E interesant, deci este tot 13. Mai mult decât e cazul. Asta e. Rațiunea e bună, dar când e în exces, duce la dezechilibru. Pentru că rațiunea ne poate arunca într-o zonă de umbră. Să nu mai credem, să nu mai sperăm, să nu mai apreciem. La capătul setului de cărți, interesant, Asul de Bâte și Destin. Opa! Între cer și pământ. Am zis, unul este pe pământ, încă suferă, în 3D, vreau să zic, neapărat pe pământ. Celălalt deja ascensionează. Vindecă, s-a vindecat, vindecă. Dar destinul va aduce împreună. Vă va readuce împreună. Într-un nou context. Pasional, posibil. Posibil există multă atracție între voi, tocmai pentru că sunteți opuși. În cazul în care voi ziceți că nu, nu mai vreți cu acest personaj, destinul vă va aduce alt personaj care vibrează la unison cu voi. Regina de spade. Regina de spade e destul de singurată. Și totuși ar vrea să vorbească. Regina de spade, am mai spus ieri și în alte ocazii. Regina de spade cândva a iubit foarte mult. Pe cine? Poate și pe mama, poate și pe tata, poate și pe fratele, pe sora. A iubit foarte mult, dar a fost dezamăgită. Ori a pierdut iubirea într-o moarte, apropo de 13-13, și a rămas pesimistă. Bărba, femeie, nu contează, vorbesc de energie. E un mental. Și a rămas pesimistă, neîncrezătoare, nu mai există dragoste, nu o să mai iubesc niciodată. Cam așa e regina de aer. Nu primesc pe oricine în preajma mea și în acest motiv se manifestă întuneric cu negativitatea. Și totuși, repet, cel care e alineat energetic, în echilibru, în dragoste, în ascensiune, îi poate genera, să zic, transformarea în bine, în lumină a acestei regine sau acestui personaj, bărbat, femeie, nu contează, că poate e bărbat. Și energia sa feminină este prea rațională, cu alte cuvinte, nu vrea să primească dragoste, nu vrea să ofere dragoste, că asta înseamnă energie feminină, da? Nu vrea să hrănească, nu vrea să fie hrănit emoțional, pentru că este în rațiune. Și rațiunea este masculină. Dar ce interesant, apare totuși această bufniță. Bufnița care este un mesager. Poate comunica telepatic, una la mână, dar doi, ar spune că există totuși dorință de comunicare. Dorința de a ieși din această însingurare, din această tăcere care este între voi. Și de a veni înspre voi pentru că voi îi animați. Deci cum ar fi această brățară doar neagră? Nu? Voi sunteți, știți, e un termen în artă. Voi sunteți accentul, accidentul, acel lucru care atrage atenția. Da? Cum ar fi aceasta? Ar fi banală, nu, plictisitoare. Faptul că e acest detaliu, o face mai chic, o face mai atractivă. Curățăm cărțile. Scuzați, în scaunul care scârție. Unde sunteți în această perioadă? Pentru că cele două cărți explică primele cărți.
Posibil, dacă vă veți reuni, pentru că eu simt că e multă atracție între voi, dacă vă veți reuni, veți avea parte de momente foarte sexy și vindecătoare, pasionale și vindecătoare. Sexualitate care vindecă. Dar interesant, vedeți, după primele cărți, după 38-12, amânare, așteptare, va fi acest as, va fi. Apar două cărți care reprezintă destinul. 17 este steaua. Va fi un moment, va fi un timp când destinul vă va reuni. Chiar dacă unul e mai de pe pământ, altul e mai din cer, vă va reuni ca să, nu știu, aveți ceva de creat împreună. Veți trăi și veți vedea. Veți trăi și veți vedea. E o chestiune de predestinare. Predestinată a fost prima întâlnire, a doua, a treia, eu știu cât. Predestinată a fost și separarea. Predestinată este și suferința și însingurarea și umbrele pe care le experimentează celălalt. Predestinată este și lumina și culoarea pe care o experimentează altă persoană. Și dacă sunteți împreună, iar este predestinat. Ca cel care întuneric să descopere lumina și cel care e lumină să nu uite. Să nu uite că a suferit cândva și că a fost cândva în întuneric. Să aibă compasiune. Apropo de vindecare, să aibă compasiune. Unde sunteți? Ia, uite, apare împărăteasa. O pun deoparte. Creativitate. Apropo de culoare, de lumină, de creativitate. De bucuria vieții. Ah, ce frumos, vă rog frumos. Deci am împrumutat această carte cândva în tinerețe. Mi-a plăcut la maxim. Of, da. Și n-am mai primit-o. Bucuria vieții. De Irving Stone. Ce canalizări primesc la numărul 3. Bucuria vieții de Irving Stone este viața lui Van Gogh. Apropo de culoare, apropo de suferință. Apropo de faptul că n-a fost apreciată. Cine este în culoare, cine în această vibrație creativă știe că n-a fost tot timpul așa. Și o confirm. Hai, unde sunteți odată? De două ori. De trei ori. Și iar mare pasiune între cei doi. Este... probabil ghidul vostru spiritual. Unul este mai dezvoltat spiritual și trebuie să-l ajute și pe celălalt să-și descopere lumina în întuneric. Existența, interesant, 1, 3 și 1, portalul 3 a 3-a și 1, manifestarea. Am vorbit de 3 din perspectiva lui Mercur și Mercur reapare sub forma acestui 1. Vai ce frumos! Existență, sursă și îndrăgostiți. Aici sunt, deci voi vorbesc despre... Despre voi vorbesc? Și ei sunt în întuneric? Sau pur și simplu, vorbesc despre doi oameni care se iubesc. Imens, imens. Dar unul deja... Exact ce am zis mai devreme. Unul este în culoare, în lumină, în adevăr, în bucuria vieții. Și celălalt de-abia acum, în întuneric, își descoperă destinul, de-abia acum învață să fie vulnerabil cu el, cu voi, sau cu ea, sau cu voi, de-abia acum vede în jurul său că întunericul a fost necesar tocmai ca să vadă. Și să creeze, știți ce aud? Că de fapt, Big Ben, apropo de sursă de Dumnezeu, de dumnezeire, cum creăm? Și vă zic din perspectiva unui artist, din nimic. Din nimic. Resursele ți le găsești pe moment. Uneori n-ai nevoie decât de o hârtie și de un greun. Uneori n-ai nevoie de nimic. Pur și simplu e o frunză. Apropo de frunză, și, repet, e o chestiune iar de creație, de renaștere. De moarte și renaștere. De echilibru, dragoste, frumusețe. N-ai nevoie nici de hârtie, nici de creon. O să asamblezi ceva drăguț dintr-o frunză, dintr-o floare, faci un feng shui din nimic, așezi o piatră, o pictezi. Cu ce? Cu frunze, cu strivești frunzele, îți faci pigmenti. O chestiune de
manifestare, de creativitate și de reechilibrare. Creativitate, da? Sursă. Frumos, frumos. Aici sunteți. La capătul setului de cărți, dacă separarea dintre voi a adus suferință, lăsați suferința, lupta, negarea să se ducă și veți regăsi că, veți descoperi, vreau să zic, veți descoperi că puteți să fiți puternici împreună. Unul mai mic, altul mai mare, unul mai slab, altul mai puternic. Unul mai sus, altul mai jos, nu contează, dar cred că puteți avea succes împreună dacă e vorba de o relație. Acum încercați să aplicați și la nivel personal. Dacă ați trecut de o karmă sau sunteți pe cale să treceți de o karmă, de o perioadă întunecoasă, știți cum săriți cuantic. Stai că era o expresie, Nikita Stănescu zicea. Un salt. Ah, cum era? Nu știu, călătoria astrală, un salt planetar, dimensional, dintr-o dimensiune de umbră, de griji, de stres, săriți direct în soare, în lumină, în culoare. Curățăm culorile. Oh, culorile? Oh, ce frumos! Curățăm cărțile. Curățăm culorile. Culorile n-au fost murdărite. Și dacă au fost... Și murdăria aia sau umbra aia are un farmec, are o lecție, are ceva. Uite, magicianul. Se va manifesta ceva nou în curând. Cavalerul de monede, cu răbdare. Cu răbdare, iau-te, steaua, vindecare, stabilizare, creativitate. O dată, de două ori, de trei ori. Echilibrare, justiție, dreptate, rațiune și suflet împreună. Asta e justiția. Minte și suflet împreună. Șapte de spade. Ia uite. Personajul care trebuie să intre în existență, să se elibereze de acest întuneric, s-a mințit. Și-și dă seama că s-a mințit. Faetonul. Șapte, șapte, în acest an are parte de o trezire. Și dacă voi ați fost mințiți, o luați de la 0, de la 1, în ce direcție vreți. Da, ia uite, 7 de cupe. Vedem o carte pe 7 de cupe. Da. Sunt două posibilități. Posibil voi, prima posibilitate este ca voi să lăsați în urmă această situație karmică și să vă regăsiți echilibru, creativitatea, sănătatea, bucuria vieții. Dincolo de amânări, de așteptări, de măști, de confuzii, de minciuni, să începeți ceva nou. Însă, e la capătul setului de cărți împăratul, șasul de monede. Oh, și un as de cupe. E o dragoste secretă. Între voi și acest personaj este o dragoste secretă. Simțiți că vă gândiți unul la altul, că vă înțelegeți bine și cred că amândoi vă doriți o nouă relație, o nouă relație stabilă. Însă, dacă vreți să se manifeste acest as de monede, să se concretizeze ceva, pentru că se poate. Cel care e în umbră și în minciună trebuie să lase în urmă, da? Să lase în urmă minciunile și să meargă cu viteză faetonul anul ăsta către o nouă manifestație, sare, o manifestare, scuzați-mă, către o nouă manifestare, către soare. Și să aleagă, ia uitați, ce să aleagă? Acum am înțeles. Între confuzii și măști și credință, pentru că spânzuratul înseamnă credință, înseamnă schimbare de perspectivă, să se elibereze de karmă. Apropo de ce am zis mai devreme, să se elibereze de karmă. Să învețe să creadă. Asta are de ales personajul. Și voi, și ei.
Acum repet, mesajul ăsta se va manifesta diferit. Unii veți alege pe cont propriu o nouă cale, alții veți descoperi că se poate să vă împăcați. Dar mai simt nevoia să mai clarific. Clarificăm totuși 7 de spade. Odată. Ia ca valetul de spade, da? A mințit, a comunicat fals, a dezinformat. Sau, mai bine zis, s-a dezinformat. Cine v-a dezinformat? Asta e. E în conflicte interioare, se analizează, e în tăcere. Se analizează. Clarificăm Python o dată, de două ori, de trei ori. Iar conflicte interioare. Justiția. Asta e. Trebuie să mergeți către dreptate. Cine nu-i corect, pentru că avem aici două cărți care nu sunt corecte și avem și confuzii și amânări. Dragii mei, mergeți către dreptate. Lăsați ca dreptatea să fie resursa voastră, sau cum am zis bine? Nu, n-am zis bine. Să fie motorina, benzina voastră, energia voastră, dreptatea să fie. Energia care vă îndeamnă să manifestați fericire, creativitate, dragoste, echilibru, ce vreți voi să manifestați. Dar au fost niște probleme, probleme în justiție, probabil participă la transformarea cuiva. Poate persoana care este în transformare, moarte și renaștere, are probleme. Ori un divorț, justiția și regina de spade, ori regăsirea dreptății, dincolo de karma pe care a trăit-o și de iluziile și amânările și așteptările. Clarifică în 7 de cupe odată. Ori. Doi de bâte. Trebuie să aleagă. Ia uite. 8 de cupe să meargă către 2 de cupe. Și către asul de bâte. Să lase în urmă iluziile, confuziile, jocurile mentale, minciunile. Mă mir că n-a apărut diavolul. Dar dacă asculta și numărul 2. Nu? Sau unde a apărut? Nu mai știu. Parcă totuși a apărut la numărul 2. Da. Cred că acolo a apărut la numărul 2. Veți avea câteva mesaje în plus. Pentru că seamănă, cărțile le vedeți, o să le regăsiți. Acest personaj care a trăit dincolo de măști, în spatele măștilor, trebuie să lase în urmă cupele goale, să se regăsească în preajma voastră, eventual. Ia uite, 2 de cupe, asul de bâte și 3 de cupe. Dacă v-a separat destinul, v-a separat ca acest personaj în umbră negru să se curețe, să se vindece, că asta înseamnă vindecare, curățare, casa 6-a, a fecioarei, a curățeniei emoționale, mentale și spirituale și fizice, dar nu e cazul de fizic, da? Acest personaj să se curețe de tot întunericul în care a stat și să-și regăsească lumina în această pasiune, în această întâlnire cu voi, iau, 3 de cupe, 6 de cupe. Cred că vă veți reîntâlni. Odată. Hai dăm odată. Știu că e talarea cam lungă, dar în fine, sper că... Ia uite, 4 de bâte. Aș spune că vă veți stabiliza, vă veți bucura cu 4 de bâte, vă veți bucura de schimbările pe care le veți descoperi în fiecare. Curățăm cărțile. Scuzați-mi că scaul nu scârțâie. Odată. Asta vrea să... Aveți credință, exact ce am zis mai devreme, alegeți dragostea, apropo de lume, o nouă lume, alegeți dragostea și voi și ar trebui, dar concentrați-vă pe dragoste. Unul vindecă, altul ar trebui să se lase vindecat. 2 și cu 4, 6, 3 și cu 3, 6. 3 a 3-a. Încă o dată carte. Curățăm cărțile. Concentrați-vă pe dragoste. Privește la ceea ce este bun în fiecare. Repet, cel care este deja vindecat în culoare, trebuie să-și aducă aminte că a fost întuneric cândva, să privească cu compasiune și să vadă lumina înainte să apară. Interesant. Străluciți, apropo, de 33. Străluciți. Și cred că pentru persoana cealaltă să respire un pic, să-și dea timp de respiro în această perioadă tensionată. Iar. Și când va simți că e pregătit acest personaj să-și regăsească puterea de manifestare. Poate să fie și mesaj pentru voi.
Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!